Hello, bine v-am regăsit, dragii mei! De data aceasta vă propun spre analiză un nou subiect pe care eu îl consider foarte interesant. Este vorba de eclipsa de lună plină în Pești, care are loc pe data de 18 septembrie. Ca de obicei, o să facem mai întâi o analiză astrologică și pe urmă o să scoatem și niște mesaje de la un set de cărți oracol pe care îl aleg intuitiv în funcție de cum simt energia acelui tranzit astrologic. De data aceasta am ales acest oracol al creaturilor mitologice, cosmice, da? A fi foarte interesant, n-am mai folosit setul ăsta până acum, așa că de-abia aștept să văd ce mesaje iese aici. Bun, începem cu începutul. Ce înseamnă luna plină? Este momentul în care soarele și luna, cele două surse de lumină, cele două surse de viață de pe bolta cerească, sunt în opoziție, da? Dacă ne imaginăm bolta cerească ca un cerc, cele două surse de lumină, soarele și luna, stau pe punctele diferite, capetele diferite ale diametrului acestui cerc, da? Practic, este momentul în care se finalizează niște procese, proiecte, cicluri, niște lucruri care au început în termen minor, în urmă cu 6 luni, dar eu v-am obișnuit că mă uit și pe procese istorice mai largi, mai mari, la scară mai majoră. Și atunci vin să vă spun că nu e doar ce am început în urmă cu 6 luni, în primăvara acestui an, ce se finalizează acum sau își atinge apogeul, își atinge punctul culminant acum, mai este aici încă un ciclu, pentru că luna asta plină are loc la un anumit grad, al semnului zodiacal al peștilor. Și atunci vorbim aici de fapt și despre niște lucruri începute prin martie 2010. Dar hai să nu sărim peste etape. Să vedem totuși ce înseamnă atunci când avem o eclipsă la luna plină. Da? Ce înseamnă eclipsa de lună plină? Înseamnă că această fază de lună plină se întâmplă foarte aproape de poziția nodurilor lunare, karma și destinul, care nu sunt niște planete, nu sunt niște obiecte pe care le putem vedea pe cer, sunt niște puncte calculate matematic. Da? Vin cu o încărcătură karmică foarte puternică, nodul nord, punctul destinului, nodul sud, punctul karmic, și este un moment în care suntem încurajați să renunțăm, să ne eliberăm, să aruncăm la gunoi toate vechiturile din viața noastră, și la propriu și la figurat. Da? Adică, acum ar fi momentul ideal să renunțăm la idei învechite, la credințe învechite, la relații care au ajuns la final și nu mai aduc nimic benefic în viața noastră. Tot ce nu ne mai ajută în evoluția sufletului nostru acum trebuie eliminat. Și avem și susținerea aceasta astrologică să renunțăm la aceste lucruri cu mai mare ușurință. Momentan, nodurile lunare sunt încă pe axa berbec-balanță. Da? Nodurile sunt încă în berbec și în balanță, vor trece în fecioară și în pești de-abia prin 2025, o să stea acolo până în 2026. Și prin urmare, eclipsa aceasta, chiar dacă e o eclipsă parțială, dacă nu e o eclipsă totală, e parțială, foarte mică, minoră chiar, vine cu această importanță pentru că e un fel de avantpremieră. E ca trailerul de la un film care urmează să apară în cinematografe în 2025, dar noi acum vedem așa câteva scene, puncte cheie din acest film care se va desfășura în următorii 2 ani. Și care ne ajută să ne pregătim pentru eclipsele ce vor avea loc în 2025 și 2026, tocmai pe axa aceasta Fecioară-Pești. Ok, dacă ne imaginăm perioada aceasta 2025-2026 ca o călătorie, da? Acum e momentul în care noi ne facem bagajul. Și surpriză, ce să vezi, că valiza noastră depășește numărul maxim de kilograme admise în această călătorie în care vom pleca, da? Așa că trebuie să începem să scoatem din bagaj lucruri care considerăm că nu o să ne mai ajute în călătoria aceasta. Că, na, dacă mergi într-o țară tropicală, n-are rost să-ți iei și pufoaica, geaca de iarnă și cizmele de zăpadă, da? Și oarecum ăsta e momentul ideal în care să analizăm, stai, noi în ce direcție ne îndreptăm în viața noastră în următorii 2 ani, ca să știm ce merită să luăm cu noi în bagaj și ce ar fi bine să lăsăm deoparte.
De când cărăm aceste lucruri în bagajul nostru, da, bagajul nostru emoțional, mental, fizic și așa mai departe, păi le cărăm cu noi din martie 2010. Și sunt într-adevăr niște lucruri la care ținem foarte mult, de care suntem foarte atașați. Pentru că la momentul respectiv, prin 2010, 2011, 2012, până chiar și prin 2015, măi, lucrurile astea, persoanele astea, relațiile astea, gândurile astea, credințele acestea ne-au ajutat foarte mult. Era un moment al vieții noastre în care aveam nevoie de aceste unelte ca să supraviețuim, ca să trecem mai departe, ca să putem să trăim și să ne dezvoltăm. Ei, acum, 14 ani mai târziu, suntem în altă situație, suntem în altă etapă de viață și nu mai avem nevoie de aceste lucruri, da? Încă o dată, ca să vă explic metafora puțin mai clar. Dacă în 2010 până prin 2015 aveam nevoie de geaca de iarnă și de schiuri și de șosete de lână și toate astea în bagajul nostru, că aia era călătoria noastră, atunci treceam prin gerul iernii în viața noastră, iar acum ne îndreptăm către o destinație exotică și nu mai are rost să luăm lucrurile astea după noi. Chiar dacă avem atașamente față de ele, că sunt lucruri care ne-au ajutat cândva în trecut, e momentul să le lăsăm în urmă. Bineînțeles că vorbim metaforic. Ok, pentru unii dintre voi chiar e momentul să faceți curățenie în dulap și să aruncați haine și lucruri și obiecte pe care nu le-ați mai folosit de ani de zile. Dar vorbim în plan metaforic și despre idei, gânduri, persoane, relații, obiceiuri, da? Care ne-au ajutat la un moment dat, dar acum mai mult ne distrug sau mai mult ne îngreunează evoluția viitoare în viața noastră. Bun, și atunci va trebui să analizăm în ce aspect al vieții noastre avem aceste atașamente inexplicabile pentru cum arată viața noastră astăzi, dar dacă ne uităm la originea lor, la momentul în care am început să fumăm sau să bem sau, nu știu, să facem cumpărături excesive pe internet sau în momentul în care am început o prietenie, în momentul în care am început o relație, în momentul în care ne-am mutat într-un oraș, în momentul în care am început un anumit job, da, undeva între 2010-2015, avea sens, lucrurile respective aveau sens în viața noastră la momentul respectiv, dar acum nu mai au sens, da. Bun, hai să vedem ce simbolizează zodia peștilor, ca să mai facem un pic mai multă lumină aici, un pic mai multă claritate. Păi, zodia peștilor, doar așa ca simbolistică, ca și grafică, e reprezentată de doi pești care înoată în direcții opuse, da? Înoată în direcții complet diferite. Înoată în cercuri, în general. Este o zodie de apă, este o zodie mutabilă, da? Are trăiri emoționale foarte intense și fluctuează foarte mult de la o trăire emoțională la alta. Și este o zodie care, din păcate, este asociată și cu ideea de victimizare, de manipulare emoționale, de trăiri emoționale foarte intense. Este zodia care guvernează și intuiția, ghizii noștri spirituali, sfinții, martirii. Este zodia cristică, da, Iisus Hristos simbolizează zodia peștilor. Este o zodie asociată puternic cu ideea de romantism, de visare, de imaginație, empatie, loialitate. Are și aspecte pozitive, vedem. Dar este și zodia care dizolvă barierele. Și, nu în ultimul rând, este zodia care guvernează toate comportamentele pe care le folosim atunci când emoțiile noastre sunt prea intense, nu putem, nu știm ce să facem cu ele și vrem să evadăm din realitate. Că evadăm citind o carte, uitându-ne la un film sau la un serial, că evadăm călătorind, că evadăm în religie, în spiritualitate, că evadăm în alcool, mâncare, droguri, nu știu în ce evadăm. Fiecare evadează într-un alt mod. Atunci, atenționările pentru această eclipsă în pești. Vedem aici tendința de victimizare și de manipulare emoțională. Iar dacă observăm această tendință la noi, dacă noi avem acest obicei să ne victimizăm și să-i manipulăm emoțional pe cei din viața noastră ca să obținem ceea ce ne dorim, e momentul să renunțăm la aceste comportamente toxice, pentru că altfel o să renunțe oamenii din viața noastră la noi și nu o să ne convină. Dacă observăm aceste tendințe la anumite persoane din viața noastră, acum e momentul să punem niște bariere, niște limite, să spunem stop joc acestui ciclu toxic. Poate va trebui să dizolvăm complet relația, da? Să tăiem acolo legăturile de orice fel. Poate trebuie doar să limităm într-un anumit fel comunicarea sau contactul cu persoanele respective.
Este momentul ideal să analizăm anumite comportamente, relații, situații și obiceiuri care în ultimii 14 ani s-au cam împământenit în viața noastră, da? Care în trecut ne ajutau, dar acum mai mult ne încurcă. Și întrebarea este ce comportamente folosim fiecare dintre noi ca să evadăm din realitatea cotidiană. Atunci când viața de zi cu zi devine prea grea, devine insuportabilă, ce facem ca să uităm, ca să ne deconectăm? Da? Facem anumite lucruri care sunt productive pentru noi, nu știu, facem sport, medităm, ne rugăm, da? Facem lucruri bune? Sau apelăm la comportamente destructive, apelăm la victimizare, să vezi ce am pățit, să vezi că numai eu, numai mie mi se putea întâmpla așa ceva. Dacă aveți tendința să folosiți această expresie, încetați-o. Dacă vedeți oameni din jurul vostru care folosesc această expresie, ăia sunt oamenii cu care trebuie să limitați contactul. Neputința, da? Nici n-are rost să încerc că oricum corupția, că oricum sistemul, că oricum toată lumea e împotriva mea. Dacă vedeți aceste tendințe la voi, e momentul să puneți punct. La fel și dacă le vedeți la alți oameni, e momentul să vă îndepărtați puțin de cei oameni. Martirizarea. Stau într-o situație toxică sau la un job care nu e ok, pentru copii, pentru renume, pentru bani, pentru că vai ce o să zică lumea. Nu mai funcționează așa. Obsesii, da? Fie suntem obsedați de o anumită persoană, suntem obsedați de un anumit rezultat sau avem comportamente obsesiv-compulsive, da? Care îmi aduc deja inconveniente în viața de zi cu zi. Și nu în ultimul rând, adicții de orice fel, da? Adicții care mă fac să uit sau care mă fac să amorțesc suficient de mult încât să mai trece o zi, mai trece încă o zi. Poate să fie adicții la mâncare, la băutură, la medicamente, pastile, droguri, shopping, bani, lucru, nu știu, orice fel de adicție aveți. Și apropo de adicții și de amorțirea simțurilor, chiar mă gândeam astăzi în timp ce veneam spre casă de la lucru, la corelarea asta dintre zodia pești, adicții și comportamentele astea care ne amorțesc. Și mă gândeam, ok, oare de ce în preajma sărbătorilor, mai ales în preajma sărbătorilor de iarnă, vedem foarte mulți oameni care ajung la urgențe pentru că au băut prea mult sau pentru că au mâncat prea mult. Și explicația mi s-a părut foarte simplă când am stat așa și m-am gândit mai atent la această situație, pentru că da, atunci când avem niște zile libere, când oarecum rutina noastră zilnică aia, că mă trezesc dimineața, merg la lucru 8, 9, 10 ore, stau departe de acasă și vin acasă, stau atât de obosit, că oricum nu mai am timp să mă gândesc la sunt fericit, nu sunt fericit, îmi place viața mea, nu-mi place viața mea, că oricum stau atât de obosit, că de-abia am timp să mă tolănesc pe canapea, mă uit la două seriale, adorm și mâine o iau de la capăt. Dacă când sunt scos din rutina asta și chiar am timp să stau și să mă gândesc, să-mi analizez viața și mă uit la persoana cu care mi-am întemeiat o familie sau la familia mea sau poate din potrivă la faptul că sunt încă singur și n-am pe nimeni în viața mea, mulți oameni nu știu cum să manevreze, da? Nu știu cum să treacă prin aceste perioade și devin supra-solicitați de toate aceste emoții și toate aceste trăiri și toate aceste gânduri care sunt prea intense și care, dacă le-ar urma până la capăt, i-ar duce într-o direcție în care ar trebui să-și dea peste cap toată viața, că își dau seama că sunt nefericiți. Și atunci apelează la mâncare, băutură, că aia e la îndemână în perioada sărbătorilor și foarte mulți ajung și la urgențe din cauza asta. Da? Pentru că fie că mănânci prea mult sau fie că bei prea mult alcool, care e efectul asupra corpului tău? Amorțești. Ai o senzație fizică atât de puternică, atât de pregnantă, încât atenția ta se duce de la emoții, sentimente, lucruri mai puțin tangibile, lucruri pe care nu le poți măsura, nu le poți pune într-o ecuație matematică și atenția ta este redirecționată din zona aceea către ceva fizic, un disconfort fizic din corpul tău. Da. Asta e tendința extremă pe care o vedem la nivel de societate, în special în perioada sărbătorilor, când oamenii petrec mai mult timp acasă și își dau seama că sunt super nemulțumiți de viața lor. De ce am făcut paranteza asta? Să vă zic că și eclipsa asta de lună plină în pești s-ar putea să-i ducă pe unii în direcția asta. Și dacă, nu știu, vedeți că aveți tendința asta să tot ronțăiți, să tot mâncați, chiar și când nu e orarul vostru de mese, gândiți-vă dacă nu încercați cumva să amorțiți ceva din interiorul vostru, nu încercați cumva să ignorați niște semne pe care intuiția voastră, da, intuiția guvernată de pești,
pe care emoțiile voastre guvernate de pești vi le transmit că ceva nu e ok și că acolo ar trebui să te uiți mai atent și să rezolvi situația. Doar că tu o să ai tendința să apelezi la aceste comportamente vechi, împământenite în tine, în viața ta, să amorțești vocea interioară, să lasă, să mai treacă încă o zi, să nu facem noi valuri, că o fi bine și așa, și atunci revenim martirizare, victimă, obsesie, adicție și tot ciclul ăsta toxic. Ei, acum avem chiar oportunitatea, e chiar momentul ideal să spargem ciclul ăsta toxic, să lăsăm deoparte, da, acele lucruri din bagajul nostru karmic care nu ne mai folosesc, să ne pregătim pentru ce urmează în următorii 2 ani. Partea pozitivă din această eclipsă este că are și o puternică componentă de liber arbitru. Adică alegerile pe care le facem conștient în această perioadă, la acest moment, cântăresc foarte greu. Cântăresc foarte, foarte, foarte greu chiar. Da? Prin urmare, de aceea am vrut neapărat să vin cu aceste atenționări către voi, deoarece acum chiar avem un potențial pozitiv foarte frumos pe care noi îl putem influența cu voința noastră și punând un pic de efort ca să avem niște comportamente mai benefice pentru noi, da? Un pic de mindfulness, un pic de conștientizare și a lipsurilor noastre și a lipsurilor oamenilor din viața noastră și un pic de curățenie generală acolo. Bun, dragii mei! Înainte să trecem mai departe, să ne uităm ce au de spus și cărțile Oracol, să vedem ce ar fi bine să îi liberați acum, la această eclipsă, astfel încât următorii 2 ani, când chiar vom avea din plin eclipse pe axa pești-fecioară, să fie cât mai ușor și cât mai benefici pentru voi. Înainte să trecem la partea asta, vreau să vă mulțumesc din suflet, din adâncul sufletului meu, vă mulțumesc tuturor celor care urmăriți activitatea aici, tuturor celor care v-ați alăturat acestei comunități. Sper că vă plac analizele mele și munca mea. Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați donat cu super like-uri, tuturor celor care, dacă nu aveți posibilitatea să faceți acest lucru, doar dați like-uri, aprecieri, inimioare, mesaje, întrebări. Vă apreciez și vă iubesc din suflet pe toți. Am și o surpriză pentru voi, pentru cei care vreți consultații personale cu mine. Nu deschid încă portița către consultații 1-la-1, acolo am doar o listă foarte restrânsă de persoane cu care lucrez, pentru că e o muncă foarte intensă pe care o facem împreună acolo, dar dacă vreți, aveți mai mult acces la mine și aveți anumite întrebări, mergeți pe TikTok, acolo încep să fac live-uri, o să încerc să intru în fiecare seară, nu vă promit chiar în fiecare seară, dar o să vă anunț de fiecare dată când intru acolo live și vă răspund tuturor întrebărilor voastre, bineînțeles în limita bunului simț. Ok? Încă o dată vă mulțumesc tuturor celor care vă abonați, care mă susțineți, dați like-uri, inimioare, comentarii și așa mai departe, chiar îmi faceți ziua atât de frumoasă, nici nu vă imaginați. Bun. Hai să vedem acum ce au de spus și cărțile Oracol pentru noi, cum ne putem folosi de momentul acesta astrologic, care vine și cu încărcătură, dar vine și cu potențial de eliberare, da? Suntem acum ca un tir supraîncărcat, roțile noastre sunt pe punctul să explodeze, dar dacă ne punem un pic mintea la contribuție, o să ne dăm seama la ce putem să renunțăm acum, astfel încât să ne fie mai ușor în călătoria pe care vom merge în următorii 2 ani, nu-i așa? Ok, dragii mei Capricorn, hai să vedem pentru Zodia Capricorn, ascendentul sau luna natală în Capricorn, la ce ar trebui să renunțați la această eclipsă ca să aveți succes în următorii 2 ani. Pentru voi este aici simbolismul porcului. Ok, dragii mei Capricorn, aici sunt câteva mesaje pentru voi. Dacă în ultimii 14 ani ați pus niște kilograme în plus, acum este momentul să fiți un pic mai atenți cu alimentația și cu dieta. Mai ales că aici văd tendința ca acest overeating, da, mâncatul ăsta compulsiv, să vină tocmai pe ce spuneam la început, nevoia asta de a amorți anumite părți ale voastre care sunt prea incomode și pe care ați prefera să le ignorați. Da? Așa că aveți mare, mare grijă că sunt aici vreo 14 ani de dietă dezechilibrată care încep să spună cuvântul și dacă n-aveți grijă de partea asta de dietă și de alimentație acum, în următorii 2 ani o să vă fie foarte greu și o să vi se declanșeze tot felul de probleme de sănătate pe care nici măcar nu le puteați imagina.
În altă ordine de idei, cartea asta ne vorbește și despre tendința voastră în ultimii 14 ani de a păstra anumite oportunități și anumite lucruri pozitive secrete doar pentru voi, ca nu cumva să beneficieze și alții de oportunitățile pe care voi le-ați identificat. E așa o frică că dacă îi merge bine și la X, înseamnă că mie nu merge chiar așa de bine. Dacă și persoana respectivă are succes, înseamnă că atunci e mai puțin succes pentru mine. Nu, dragii mei, e momentul să ne debarasăm de această mentalitate, pentru că trecem într-o eră a colectivului, da? Pășim și mai puternic în era vărsătorului. Până acum Pluto a fost pe semnul vostru zodiacal. Înțeleg de ce ați avut și toate aceste frici, frica zilei de mâine, frici financiare, de oportunități de loc de muncă, de oportunități de investiții și așa mai departe, dar Pluto iese din semnul vostru zodiacal, intră după 19 noiembrie oficial și gata, pentru totdeauna, pentru restul vieții noastre, nu o să mai avem Pluton Capricorn, intră în vărsător, o să fie acolo și schimbă un pic energia. Fricile o să fie altele și cheia succesului pentru noi va fi alta, cheia succesului va fi comunitatea, cheia succesului pentru noi va fi cât de solide sunt relațiile noastre, avem oameni pe care ne putem baza, avem oameni care ne-ar ajuta, care ne răspunde la telefon și la două noaptea dacă îi sunăm, care să vină să ne ajute. Ei, genul ăsta de comunitate nu o creăm în jurul nostru cu energia care o are această carte. Genul acesta de comunitate, de oameni care ar fi acolo pentru noi trup și suflet la orice oră din zi și din noapte, nu o facem, nu o putem crea în viața noastră dacă suntem egoiști și nu împărtășim și cu ceilalți din bunăstare, din oportunități și așa mai departe, da? Prin urmare, nu mai țineți ideile și oportunitățile doar pentru voi, pentru că mai devreme sau mai târziu oamenii o să vă reproșeze acest lucru. Și aici am un exemplu foarte concret, un lucru pe care l-am văzut efectiv în viața mea, nu o să dau nume, dar o cunoștință care în momentul în care eram mai mult din cercul de prieteni, ne căutam loc de muncă și persoana asta știa că în domeniul respectiv era un job deschis în compania în care și ea lucra, bine, nu putea ea să facă angajări, dar era deschis această poziție în compania respectivă, nu a anunțat pe nimeni din cercul nostru de prieteni pentru că nu vrea să intre în concurență cu noi. Da? Și-a preferat să ne vadă așa cum ne chinuim și nu avem loc de muncă și toată lumea își căuta loc de muncă. Ea avea, știa că mai este o poziție, un loc de muncă deschis la ea în companie, n-a anunțat pe nimeni pentru că, știu, aceste frici, frica că o să vină cineva care e mai bun ca mine, frica că o să vină cineva care mă eclipsează, da, toate fricile astea, care, da, sunt de înțeles, să zicem, cu Pluton Capricorn, dar, dragii mei, pentru voi și eclipsa asta vine să vă spună că energia se va schimba și dacă continuați să operați din aceste frici și să nu ajutați oamenii din viața voastră, oamenii din jurul vostru, de frică ca nu cumva să-i meargă mai bine la altul, mai bine decât îmi merge mie, o să aveți mult de suferit, nu doar în următorii 2 ani, în următorii 20 de ani. Bine, dragii mei! Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, dragii mei! Sper că v-au fost de folos aceste sfaturi. Nu cădeți pradă deziluziei, nu cădeți pradă tendinței de victimizare. Vă rog, nu o luați în direcția asta, da? Peștii sunt un semn zodiacal destul de greu de navigat, nu e ușor, dar v-am zis, e și potențialul pozitiv aici. Dacă ne folosim de liber arbitru și facem decizii cu intenție, cu anumită intenție pozitivă în viața noastră, chiar putem să avem parte de rezultate foarte frumoase și acum pe termen scurt și în următorii 2 ani ne vor influența foarte mult. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție, nu uitați, dacă vreți consultații un pic mai personalizate pe TikTok, acolo mă găsiți, o să intru live în fiecare seară alături de voi, să vă răspund, bineînțeles, în limita bunului simț, întrebărilor pe care le aveți. Vă mulțumesc încă o dată pentru toată susținerea voastră, mulțumesc că creați alături de mine această comunitate atât de frumoasă aici, de-abia aștept să vă văd și în următoarele filmări, nu uitați, urmează echinoțiul de toamnă, urmează citirile de tarot pentru luna octombrie, urmează atât de multe lucruri frumoase pentru voi, vă aștept aici, dragii mei. Pa, pa!